Înregistrarea de stat a persoanelor juridice, sucursalelor acestora și a întreprinzătorilor individuali va fi efectuată din 1 martie de către serviciile înregistrare a unităților de drept, precum și în cadrul centrelor multifuncționale ale Agenției Servicii Publice, indiferent de locul aflării sediilor acestora. Anunțul a fost făcut de către instituția de stat. Potrivit modificărilor operate prin legea privind modernizarea codului civil, a fost exclus principiul teritorial la înregistrarea persoanelor juridice. Totodată, potrivit noilor reglementări, noțiunea de filială și reprezentanță se substituie cu noțiunea de sucursală. Persoanele juridice, filialele și reprezentanțele acestora trebuie ca până în data de 1 ianuarie 2024 să-și aducă actele de constituire, regulamentele în concordanță cu modificările operate prin lege. Informații detaliate cu privire la lista documentelor necesare, termenele, tarifele și taxele pentru înregistrarea persoanelor juridice pot fi vizualizate pe site-ul Agenției Servicii Publice asp.gov.md.